Și în cele ce urmează o să mi se spună o poveste. Poveste din cartierul de vest? O poveste din Timișoara, da. Deci mergem la Timișoara. Trupa de teatru al Liceului Teoretic Special Iris din Timișoara. Poveste din Timișoara, așadar, coordonator profesor Inacev Liliana și profesor Camelia Ivașcu. Se trimit cu aplauze. Ați auzit? Fost anul 1716, când mare luptă s-a dat la sidurile Timișoare. Atunci, mulți soldați au creștat în sârbii pentru cetatea dintre mânaștii. Unii o apărau, alții voiau să-l cucerească. În vremea aceea, Timișoara era pașalăt. Era sub stăpânirea sultanului de la Istanbul și era condusă de Mehmet Pașa. O veste groaznică i-a tulburat liniștea. Ieri am participat la Cluj în colaborare cu Liceul Teoretic Special Iris, nu? Așa îi zice. Da. Cu cartea pe care am scris-o, am publicat-o anul trecut, am făcut o piesă de teatru și am participat la festivalul cultural Miraj de la Cluj, în care am implicat câțiva copii de la Iris. Nu știm exact, dar din ce ne-au spus, se pare că am fi primit premiul 3 cu piesa asta și țin să le mulțumesc celor 3 profesoare de acolo, doamne profesor, Cosmina Nicoraș, Camelia Ivașcu și Liliana Nacev, care au răspuns afirmativ la solicitarea noastră de a constitui o trupă de teatru cu copiii cu dizabilități de acolo. Am fost la Cluj pe o perioadă de 3 zile. A fost o ploaie mare, acolo a plouat cu găleata, ne-a plouat de ne-a rupt. La Casa Studenților din Cluj s-a întâmplat acest eveniment, cel puțin cel din 14, unde copiii s-au prezentat foarte bine, și-au învățat rolurile, bine din punctul nostru de vedere. Na, eu am regizat piesa asta, dar nu atât de important. Noi am făcut, deci cu chestiuni minime am încercat să întremăm o trupă de teatru și chiar lucrurile s-au mișcat foarte bine din punctul nostru de vedere. Iar în 22 va fi un festival de teatru la Lugoj, unde vom fi prezenți și acolo, aia însemnând miercurea viitoare sau marți, nu știu cum pic. Copilor cu dizabilități, cu probleme, da. E un festival interesant, Timișoara nu există un astfel de festival, deci au fost din toată țara, de peste tot au fost, chiar am fost impresionați de ce a fost acolo. Se lucrează foarte mult cu copii cu dizabilități. Aici s-a pus la dispoziție, spații de cazare, deci a fost fain. Deci s-a auzit o poveste din Timișoara. Deci în cartea Timișoare, ați auzit? Fost anul 1716, când mare luptă s-a dat la sidurile Timișoare. Atunci, mulți soldați au creștat în sârbii pentru cetatea dintre mânaștii. Unii o apărau, alții voiau să-l cucerească. În vremea aceea, Timișoara era pașalăt. Era sub stăpânirea sultanului de la Istanbul și era condusă de Mehmet Pașa. O veste groaznică i-a tulburat liniștea somnului adusă de un călăreț vestitor. Thank you.
bani să spuneți să împachetezi. Au greșit și capracul de bere său. Darul a fugit ca un laș, dar eu vreau să fiți curajoși precum eroi din cărțile citite de voi. Da, o să fiu, dar mi-a greșit calul în cetate. Da, fiule, Hazine deja în cetate și vă așteaptă. Așla, copii, să mergem în cetate. Între ziduri vom fi în siguranță. Timișoara era frumoasă și atunci. Era un oraș în care, pe lângă case și străzi, găseai multe tufe de trandafiri, caiși și piersici, din care se făceau dulcețuri delicioase. Pe vremea aceea, în Timișoara, erau și câteva cafenele. Cea mai faină cafenea era cea lui Iurgan Iusuf. Acolo, Mehmet Pașa și apărătorii Timișoarei își făceau planurile de apărare ale orașului. Spune comandanților să slobozească pe toți cei care nu pot ține o armă în mână și să dea cele de trebuință soldaților. Ce zic, Iscoade? Armata prințului este în marș pe noi. Se pare că vor cantona la Berexău. Este armata care l-a văzut pe stăpânul nostru, la Beto Valadin. De la tătari, am primit un semn. Niciun semn. Suntem pe forțele noastre și pe voia lui Allah. Nici de la Istanbul n-am primit nicio veste. Cum stă păreot, Timișoara, că de sunt câte frunză, câte arbe, iar noi o mână de oameni. Ar trebui să ne rugăm. Ne rugăm la Allah să plouă, ca să se umple canalele cu apă. Așa o să fim mai protejați. Spune doctorilor să dea un stol și pașe pentru rănit și să se pregătească de cei mai rău. Așa am să fac. Multă oase s-a bătut asupra Timișoarei și multă țarbă a fost la porțile ei. Tunurile prințului, multe săptămâni au bătut zidurile cetății. Au fost distruse cele două suburbii ale Timișoarei, insula și suburbia ortodoxă. Apoi, rând pe rând, au căzut poarta Cugușului, poarta Turnului Roșu, poarta Apei, poarta Zapilor și mica poarta cetății. Nici plaia, nici alac nu i-a putut opri pe austrieci. Au căzut toate porțile.